Salut, om bun! Îmi doresc din tot sufletul meu să fii maxim fericit, mai ales în perioada aceasta provocătoare, să fii mai sănătos, să fii mai mult iubit, să ai bogăția abundentă și să fim cu toții maxim împliniți. Tot ce îmi doresc mie, îți doresc și ție și la toți oamenii în jurul nostru și când avem un mindset, avem o vibrație pozitivă, avem un stil de viață pozitivă, aceste lucruri se poate întâmpla în viața noastră și apoi o să fie răspândit ca un virus, exact cu acest coronavirus, în jurul nostru, dar în cel mai pozitiv și frumos și minunat mod posibil. Dar totul depinde de noi, și de tine, și de mine, și de noi, ca să facem acest lucru să se întâmple. Am ajuns la video numărul 3, care este continuare revelația care am avut. După ce acum 3 săptămâni cu logodnica mea mă uitam la un film extraordinar care se numește Schimbare, de la Dr. Wayne Dyer, care îți recomand din tot sufletul meu să te uiți și tu. Și am adus aminte de procesul meu de evoluție, cum am făcut o schimbare majoră, am schimbat țara care trăiam, a schimbat jobul meu, afacerea mea, a schimbat tot în viața mea și cum s-a întâmplat acel switch în viața mea. Subiectul de aceste serie de 5 videouri este 5 lucruri ce mi-au făcut să-mi schimb viața radical. Numărul 1 a fost Think Out of the Box și am explicat ce impact major a avut acest concept în viața mea. Al doilea concept care m-a impactat cel mai mult a fost atragem în viața noastră ceea ce suntem și acest subiect a avut un impact extrem de mare și revoluțional în viața mea. Datorită schimbările majore că am luat decizie să fac și am luat decizie să mă depărtez de orice sursă negativă care este în jurul meu. Și astăzi ajungem la numărul 3 care este suntem media celor 5 persoane care ne înconjoară. În continuare, acest subiect pentru mine a fost un subiect foarte greu de rumegat și de acceptat. Adică, cum eu să schimb cei 5 prieteni și persoane care mereu stau cu ei, vorbesc cu ei, ne întâlnim, poate mergem la un sport sau ieșim pe munte, cum pot să fac așa ceva? Dar foarte interesant a fost pentru mine că acest lucru s-a întâmplat exact în perioada în care am luat o serie de decizii ca să fac schimbări majore în viața mea. Așa că mintea mea care era înfometat de informații și de lucruri noi și de schimbări și de evoluție a acceptat această propoziție și am putut să fac primul pas către acest fapt. Că trebuie să schimb prietenii mei sau este o propoziție foarte interesantă în limba engleză care zice change your friends or change your friends. Această propoziție are un defect major. Acum observ. Atunci când am primit-o, am luat-o ca atare și am aplicat-o în viața mea, am stat cât se poate departe de toți prietenii mei care erau negativiști și vorbeau despre lucruri fără valoare, pierdeam timpul cu ei, poate ieșeam cu ei la suc și după 3, 4, 5, 6 ore, când mă uitam la tot ce am vorbit și tot ce am făcut, am văzut că rezultatul este zero și poate unor era minus din cauza că ei erau niște oameni negativiști, nu numai că nu mă ridicau pe mine, mă și coboreau. Deci, această propoziție, când am primit-o, era o propoziție extraordinară care m-a ajutat pe mine, la nivelul care sunt, să evoluez, dar astăzi, când mă uit la această propoziție, văd că are un defect major și foarte, foarte mare. Prima parte zice că change your friends, adică schimbe pe prietenii tăi, ceea ce e complet greșit. Noi nu am venit în lumea aceasta să schimbăm pe cei în jurul nostru. 2. Zice schimbă-i, adică fugi de la ei. Nu este cazul noi să fugim de oameni care suntem înconjurați. A treia variantă care trebuie să existe în această propoziție care lipsește este schimbă-te tu pe tine. Adică ne întoarcem la videoul trecut care am zis atragem în viața noastră ceea ce suntem. Când eu schimb pe mine, când eu devin un om pozitiv, când eu gândesc, vorbesc și fac lucruri frumoase, minunate și totdeauna pleacă din mine valoare, pleacă din mine entuziasm, pleacă din mine fericire, pleacă din mine iubire, pleacă din mine bunătate, pleacă din mine generozitate, pleacă din mine compasiune, eu devin ca un magnet, asta este o lege universală, legea atracției, karma, cum vrei să o numești, funcționează și atrag în viața mea astfel de persoane, prieteni, colegi, parteneri de viață și mai departe. Dacă ne uităm la cei care suntem înconjurați și astăzi, noi suntem media lor. Din punctul de vedere sănătate suntem la nivelul lor, din punctul de vedere financiar suntem la nivelul lor și din punctul de vedere relații suntem la nivelul lor. Așa că este extrem de important cu cine petrecem majoritatea timpul nostru. Informațiile care am împărtășit cu tine sunt din propria mea experiență, ceea ce l-am primit cu minte deschisă, cu suflet deschis, l-am aplicat în viața mea personală și profesională, am văzut rezultatele și am luat decizie
să împărtășesc cu oamenii în jurul meu, inclusiv și cu tine. Dacă ai experimentat și tu acel lucru și ai văzut ce impact major are oamenii care te înconjoară și ei cât de mult te poate influența în viața ta personală și profesională, cât de mult prietenii tăi, colegii tăi și oamenii care te înconjoară te poate ridica sau te poate coborâ, te rog să împărtășești cu cei care văd acest video mai jos la secția de comment. Și dacă acest video a putut să aducă mai multe valori în viața ta, te rog după ce ai dat like și subscribe să-l împărtășești cu mai mulți oameni în jurul tău ca să creăm împreună o societate și o lume plin de oameni mai fericiți, mai sănătoși, mai iubiți, mai bogați și mult mai împliniți.